It's time to battle! Exact! No, no, încetați! Hei, salut! No, oh my God, vă mulțumesc foarte mult! Bună seara, România, și bine ați venit la cel mai nou sezon de Rose Battle, sezonul numărul 5. Se vehiculează în presă că ar fi cel mai bun sezon de până acum. Și cine este noi să ne împotrivim vocii lumii? Așadar, va fi cel mai bun sezon de până acum? Sunteți gata să scriem istorie seara asta de full? Rose Battle! Aia zic, luați parte la istorie în seara aceasta! Vă mulțumesc foarte mult, salutăm și oamenii de acasă, vă mulțumim foarte mult că ați rezistat 4 sezoane. Uită-ne la al cincilea, știm regulile acestui sezon, dar să știți că avem câteva schimbări în lot. Singurele chestii care au rămas la fel sunt regulile, dar trebuie să le spunem pentru că, nu știu dacă știți, dar de la sezonul trecut sunt oameni care abia acum au dat de internet, așa că trebuie să le spunem. Va fi foarte simplu, doi oameni, comedianți, o să le spun, vor veni aici și vor da battle între ei, 7 glume de căciulă, mi-ar plăcea să cred că vor fi glume. Vom avea mai departe, va trece un singur om dintre ei, care va trece mai departe și mai departe, până va ajunge la premiul de 1000 de euro, oameni buni. Cineva în comentarii scrie chiar acum, Mădălinene, 1000 de euro ați dat și sezonul trecut, de atunci e inflație. Știu, dar nici ei nu și-au căutat de muncă, așa că nu e vina noastră toată. Dar poate mă întrebați, cum alegem cine trece mai departe? De asta avem un juriu, oameni buni. Vă mulțumesc frumos că ați venit aici, oameni dragi din juriu, și avem și o schimbare în juriu. Față de sezoanele trecute, avem doi jurați stagiari care vor fi în fiecare episod aici. Ei spun ca să vadă parcursul oamenilor și evoluția. Eu zic că 100 de euro sunt 100 de euro și până la urmă hai să-i primim cu se cuvine. Primul om al jurului care va fi stagiar, va fi în fiecare episod de acum și până în marea finală. Aplauze pentru Dan Frânculescu! Cum mă, stagiar? Nu e bun cuvântul? E bun, dar nu pentru ce vrei tu să zici. Da? Morții mei, tăiați-vă, dacă sunteți buni. Hai să mergem pe permanent. Efectiv, pusese totul pe stagiar. Da, da, da. Dan Frânculescu, primul stagiar din seara asta. Mă doare bună, vreau să se modifice. Dan Frânculescu arată ca omul cu care dau examenii câinii utilitari. Nu, nu râdeți, ok, vă mulțumesc mult. Las că punem în postproducție, cunosc pe oameni de la editare. Ce drog. În seara asta la Rose Battle are loc a treia mutare șoc din lume. După plecarea lui Dan Negru de la Antena 1, după mutarea lui Lewandowski la Barcelona, și Adrian Nicolae s-a transferat. Știți cum fotbaliștii la final de carieră pleacă în Emiratele Arabe să facă niște bani? Direct de pe banca Al Hilal al comediei, Adrian Nicolae, juratul permanent! Permanent. De la Al Hilal. Adrian Nicolae a jucat în filmul Team Building, unde a fost Oltean, alături de Cristi Pulhac. Adiță, ești dovada că 15 ani de jucat teatru sunt egal cu 15 ani de jucat la Dinamo, că tot în film cu Bromania ajungi. Felicitări, Adiță, vă mulțumesc frumos. Nu, 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 mulțumesc. Și al treilea membru al juriului, care nu ne-am permis să fie în fiecare episod, este doar acum invitat nestagiar, dacă îmi permiți, Micuțu. Are alte proiecte, nu am avut timp de căcaturile noastre. Oameni buni, Micuțu! Oh my God! Mulțumim foarte mult că ai venit, Micuțu! Pentru cei care nu știu, Micuțu își va deschide o tarabă anul viitor, în vară, la Costinești. O tarabă de dat cu pumnul în aparat. Singura chestie diferită va fi că înainte să dai cu pumnul, trebuie să și scuipi. Asta e singura chestie. Și să spui, să mă bată mama, te omor. Asta trebuie să spui. Aplauze pentru Micuțu, care ai mulțumit foarte mult că a venit în seara asta. Așa se va numi, să mă bată mama, te omor, așa se va numi tarabă. Bun, pentru că avem și juriul deja băgat în seamă, hai să nu mai pierdem timpul doar ca să băgăm mai mulți sponsori, că nu suntem la MCN. Haideți să trecem, oameni buni, direct mai departe cu primul duel din seara aceasta. Aplauze și susținere pentru Codrin Mândru și Sandu Chirilo! Round 1. Fight! Bună seara! Bună seara! Eu nu vreau să zic că are carisma unui parcagiu aurolac cu borderline disorder și alte boli psihice, dar când l-am văzut prima oară pe Codrin alergând pe bulevardul Alexandru Obregia, în Curugol, am vrut să-i dau 10 lei și o sticlă de Pernandez ca să nu-mi zgârie mașina. Sandu Chirilov, sau din ce dracu făceau ăia să pun un fight club?
E așa disgrațios că pare că s-a răsturnat până aici, nu că a venit până jos, pe jos. Eu nu zic că este un drogat prăjit, dar se spune că atunci când Codrin nu e spart, undeva în lume un dealer suspină și intră în insolvență. Sandu arată ca Stephen Hawking dacă s-ar fi născut la Buhuș și ar fi mâncat toată viața numai papanași. Când l-am văzut prima oară pe Codrin, știam că recunosc de undeva. Ulterior mi-am dat seama că a jucat rolul Gropar 1. Nu în Hamlet, ci la înmormântarea lui tata. Tot el era băiatul care aduna monedele de se aruncă peste mort. Din păcate, pentru el au fost monede, nu foițe. Sandu arată în același timp și ca un IT-ist foarte obosit, dar și ca un țăran care scoate prea devreme murăturile de la murat. Codrin seamănă foarte mult cu granițele actuale ale Ucrainei. Spart, distrus și cu borderline imprevizibil. Tot el este motivul pentru care în unele situații psihiatrii chiar recomandă sinucidere asistată. Sandu are fața asta de bulldog cu sindrom Down. Nu știu, de fiecare dată când se uită la mine, pare că vrea să-l șterg la gură sau ceva. Eu nu zic că pute. Dar dacă Codrin ar fi recuzită de filme porno, ar fi furtunul cu care regina sexului anal își face clizmă înainte de filmări. Sandu, sau omul cu cel mai ciobănez nume inventat vreodată, a făcut un copil doar ca să nu se mai ia lumea de el că își fute vacile și oile. Eu nu zic că este absolut nefrecventabil, dar până și părinții lui și cei de la linia antisuicid îi dau ocupat când sună. Adevărat. Sandu, săracu, are fața asta de blândubel și corpul ăsta de harambe. Când mă uit la el, parcă văd porcul ăla mare pe care îl tăia tataia de Crăciun. Na. Acum, în loc de ultima glumă, vreau să fac un apel fetelor. Codrin este singur momentan, așa că dacă vă doriți o relație instabilă cu un bărbat care... cu o persoană care a văzut... care a văzut mai multe seringi decât o asistentă medicală și dacă vă doriți ca relația dumneavoastră să fie încununată cu două liniuțe pe un test pozitiv, pe un test HIV pozitiv, apelați-l pe Codrin. 0751 027. Mai e una. Fuck! Mai e una? Oh. Deloc previzibil. Așa. Păi, nu mai e una, m-am avut 7. No? M-am avut 6? Dacă 5-5 îți zic că ești spart... Haide. Da, mai am una. Da, mai am. Ești mai așa una. De prost că... Mai am una. Sandu Kirilov, sau Hopa Mitică de Târgu Neamț, arată ca copilul bastard al lui Gojira cu tanti Luminița de pe TikTok. Hai mă că e bine, pentru primul episod de calificări, nu? Nu? Bravo, hai că a fost bine. Nu, păstrează microfonul, că dacă te întreabă câte kilograme ai... ci că am văzut eu pe la Rose Battle-uri, că acum s-ar merge la juriu să zică cum li s-a părut. Domnul Adrian Nicolae, bună seara! Bună seara, în primul rând, oamenilor care mă urmăresc peste tot. Nicolaicărilor, cum le spun eu, este o onoare pentru mine să fiu aici, având atâta putere. Am petrecut 3 ani fiind pielea pulii și iată-mă, ajuns la masă. Merită, Adică! Uită-te bine, Mădălin, ce poți să faci în 3 ani dacă muncești. Sau dacă mor eu, ca să pot. Sau... în primul și în primul rând... Face scrinta, e bine, am învățat bine, mă, de-a. Aș dori să spun celălalt bilț. Mi-a plăcut mult inventivitatea ta. O apreciez foarte mult inventivitatea și o punctez accordingly. Sandule, ai avut 4 glume din 7 care au început cu eu nu spun că, eu nu zic că, și mi se pare un procedeu destul de obosit de a introduce o glumă. Asta e părerea mea,
probabil colegii mă vor contrazice, dar senzația mea e că de atâtea ori am auzit eu nu spun că, încât în primul rând am obosit eu să o aud și în al doilea rând mi se pare că anunță foarte clar unde o să se ducă gluma. Și mi-ar plăcea să nu o văd venind de la Piața Romană. Mai ales că el spune ceva după, că spune eu nu spun că. Da, dar... Și mi se pare că eu te-aș încuraja să cauți să fii mai puțin rău și mai mult amuzant, ca să găsești proporția perfectă și să te străduiești ca din puține cuvinte să scoți cel mai mult faninez. Mersi. Reian? Mai s-a aplaudat după jurizare? Nu, nu, n-are niciun sens. Nu vă simțiți. Nu, terminați. Adică că seamănă cu Beats, mie mi se pare mai mult că e Popinciu cu garderoba lui taică-miu. Asta mi se pare, dacă ar avea pălăria asta. Domnul Micuțu, bună seara! Da, bună seara! Și Mădălin, mult succes! Oh, mulțumesc! Merge top, e bine, ce trebuie să vă mint! Va fi foarte bine, colegilor jurați, mult succes și dumneavoastră și concurenților. Bun! Sandu, am apreciat liniștea ta pe scenă. Asta, adică nu momentele în care ai tăcut, ci faptul că ai fost un om conținut așa și nu te-ai panicat, nu te-ai hazardat și ai încercat să spui lucrurile pe care le aveai de spus, destul de calm, așa. Din păcate, începe să devină o modă la Rose Battle să fim edgy. Și să fim edgy fără să fim amuzanți. Exemplu, încercarea de glumă cu furtunul anal al reginei sexului anal. Știi? Care e... Știi? Adică e ceva care vrea să pară edgy, dar de fapt nu e edgy pentru că, exact cum a spus colegul Adrian, nu e o glumă acolo. Deci ai spus înainte de Adrian, iar tu. Exact cum a spus ce, Adrian? Colegul meu, Adrian. Auzisem, dar nu m-am mai satur să aud. M-am gândit că eu mă gândeam la cu totul altceva din ce am spus înainte. Da, în fine. Așa, dar mi se pare că e destul loc de a îmbunătăți lucrurile și îți doresc multă baftă. Și Codrin... Da, mi se pare că e foarte Popinciuc, dar încă nu ți-ai găsit locul pe care sper să-l găsești. Bun. Domnul Dan Frânculescu, a rămas ultimul. Păi ce să zic, mă bucur și eu că sunt în juriu, sunt absolut onorat. În primul rând pentru Codrin sau solistul de la Rage Against the Washing Machine. Maestre. Si. Vă meritați locul. Mi-a plăcut, da, ai avut energie. Da, pare ai ceva din Popinciuc, dar nu știu exact ce, poate doar lipsa de domiciliu stabil, dar în rest nu vă pare... Și iartă-mă, dar Sandu, mi se pare că e foarte mascota Vlad Cazino, dar... care n-a avut grijă de ea. Versiunea aruncată, așa, știi, mototolită și aruncată. Iar la Sandu, într-adevăr, mi-a plăcut seninătatea și încrederea în folosirea multor cuvinte, dar fără să aibă neapărat o glumă în spate. Și am avut un stil adică rău, dar fără glume și foarte mult Vadim combinat cu Păunescu mi s-a părut așa. Cum mult de bă, că tu ești doar la care, bă, dar tot așteptam să vină gluma și nu mai venea săraca, era blocat acolo pe bretea. Da, atât am avut. Gata, jurizarea, puteți să lăsați microfoanele că sper să nu mai vorbească niciodată cu voi și trecem la voturile juraților. Primul, Micuțu. Cu cine merge mai departe? Votul meu merge către Codrin. Codrin, mândru, un vot... cred că aici ar merge niște aplauze, așa? Yeah. Forță, începem, ne punem pe șine. Domnul Frânculescu. Codrin, ai de ce să fii mândru? Oh, cineva trebuia să zică. Și uite cum te-ai pișat pe gluma de mai devreme. Bravo, Frâncu. Domnul Adrian Nicolae, inutil, dar... Super... Da. Am debutat cu un vot super important în această poziție. Fii atent. Aș putea să votez cu Codrin, cu care aș fi votat dacă ar fi contat, dar îi voi da votul meu lui Sandu, pentru că ce rămâne peste ani e doar scorul, tipule. Și acest vot al meu merge pentru a te încuraja să nu te oprești niciodată din progres. Incredibil. Tot,
Mergi mai departe, domnul Codrin, îți mulțumim foarte mult, Sandu, îți mulțumim și ție de participare. Puteți să mergeți amândoi în backstage, Codrin, ne vedem etapa următoară, dacă o să mai existe. Și acum, runda 2, oameni buni, ne-am încălzit, sunteți ok? A fost în regulă? Perfect. Runda 2 va fi mult mai mișto, pentru că îi cunosc pe ambii concurenți, nu ca aici pe niciunul. Vă rog foarte multe încurajări. Runda 2, aplauze pentru Eduard Moise și Eduard Rădoiu! Salutare, bună seara! Bună seara, oameni dragi! Mă, parcă bătaie între Pokémon. Bun, bun. Eduard Moise, doamnelor și domnilor. Eduard nu e cel mai interesant Moise. E al patrulea. După Moise Guran, Moise Biblic și Moise simt coaiele când mi le iei în gură. Bun! L-ai adus pe nepotul la Rosberg. Băi, ca un vin bun. Ai făcut un Frânculescu. Edi Rădoiu sau spaima trambulinelor. Băieții în cartier strigă nucă. Asta e porecla lui. Ei spun că e tare ca o nucă. La modul că le-au trebuit 6 ani ca să-ți sparg în cur. A, cum faci la nuci. După 6 ani se sparge. Eu am o nucă ce încă se lasă greu. Abia s-au întâlnit. Nucă n-ar suge. Să continuăm. Terminați-o că-i tăiați din glume omului. Spune-i. Mai am două ciobăneși. Eduard Moise sau ce ieșea din Vaslică, Ceterașu și Loredana Chivu? De fiecare dată când scoate ceva pe gură, mi-aduc aminte că mi s-a futut catalizatorul la Logan. Edi a făcut lupte când era mic, pentru că părinții lui și-au dorit să fie bătut de către cineva profesionist. Porecla lui de ring era rebus, pentru că intra pe verticală și ieșea pe orizontală. Okay. Eduard Moise are fruntea atât de lată, că opresc camionagii să dea mui acolo. Cum faci la frunți late? Normal. A? Ești mândru? L-am crescut la sânii mei. Ede a făcut și rap, are câteva piese pe YouTube, le-am ascultat, regret. Așa a înțeles el că ajungi mare în stand-up. A și plătit să facă piesele alea pentru că Moca nu. Știi? O piesă am, dar nu... Puteți să o căutați, dacă tu mi-a făcut reclamă acum. Moca nu? Eduard Moise, astăzi, sau lasă că avem Stui Griffin și acasă, este singurul om căruia îi pute gura mai rău decât curul. Where do you know that from? Eduard Rădoiu sau Dorian Popa dacă intra la Mac în loc de la La Band? A câștigat recent locul 1 la un maraton de gay pentru că a fost împins de la spate. Ok. Bunicul lui Eduard, neam Moise. Ok. Avea o vorbă. În viață rămâi cu ce bagi în gură și ce tragi pe pulă. Din păcate, Eduard și-a dat seama că asta e forma corectă după ce și-a băgat pula în 10 pui la rotisor. Mulțumesc, Kevin James, dacă avea râme la cur. E din fiecare dimineață... Dacă avea ce? Râme la cur. Râme la cur? Da, așa am gândit. Asta e expresie locală? Da, chiar da. Repescare. E din fiecare dimineață când se trezește, face 5 minute box cu umbra și după repet în oglindă, scola nu avem doar Pepsi. Ok. Eduard pare genul de tată care mai întâi își duce copilul la coasă, după care la clasa 0. Eduard Rădoiu, sau ce se întâmplă dacă bași heroină de plictiseală? Edi arată ca genul ăla de om care îți fură bicicleta și după tot el te ajută să o cauți. Ok. Eduard Moise a avut prima erecție la vârsta de 12 ani, în ajunul Crăciunului, când l-a suit asupra pe scroafă. Pare că te aștepți oricând să-l vezi pe Edi Rădoiu fugărit într-un videoclip pe YouTube de către justițiarul din Berceni. Acum nu vreau să zic că e pedofil sau ceva, doar că știu că îi plac foarte mult copiii, mai ales atunci când îi înghite. Ok. Bine că nu sunt în juriu. I-am dat ceva, dar tai. Vai, câte zecime le-am dat unat aici. Asta e important. Nu pare deloc. Dai să vedem. Începem o jurizarea cu domnul Dan Frânculescu. Sunt foarte curios. 2,75. Parcă a fost o ceartă între doi tarabagii.
Ce să zic, foarte multă vulgaritate, un joc de cuvinte abil acolo, mai pe maestri, a început bine, dar... Văzut că zici, iartă-mă, foarte multă vulgaritate, bravo! Dar ați planat așa încet, încet în jos, o să zic mai încolo. Da. Atât, domnul. Da. Bine, nu dați mai mult. Domnul Adrian Nicolae, hopa că beți, repede. E prima dată când văd un duel în care dacă cineva n-ar fi vorbit limba și doar ar fi ascultat, toate sunau ca niște glume. Știi? Și din livrare, din structuri, nu știu, dacă nu vorbeam limba, ziceam, mamă, ăștia zic glume. Dar noi înțelegând limba, da, a fost cumplit. Efectiv a apărut, mai ales că amândoi păreți niște copii de clasa 8-a. Exact. Deci asta este, pentru că sunt exact bluzele de tabără, de... Dar nu doar bluzele, fețele, aparatul dentar, tot brățara din vama veche. Exact. Deci și în momentul aștept... în care cu fața asta zici, tu e genul de tată care... înghiți copii. Da, înghiți copii. Da, și faptul că orizontul tematic pe care l-ați ales este din scara blocului de când era în clasa 4-a. Înghiți copii, gura și curul. Glume, dar te în timp ce spui muci sub bancă. Da, efectiv. Adică jumătate din glumele astea par scrise cu carioca în laboratorul de chimie. Bă. Auzi, mă, cu pic? Da. Te-am împins din spate, că ești gay. Dar pe de altă parte, cei mai buni prieteni, știi? Da, we're just busting balls here, așa. Deci, da, într-adevăr, lucrul la care m-am gândit și care m-a trecut peste această probă este că la un moment dat voi doi veniți din tabără, unul scoate că și-a cumpărat creion de la mare, știi, și unul buzdugan de la Belem, așa. Și zice, ia uite, tată, ce m-am zis, de banii de sandwich. Da. Sintetizând, cred că este mult loc de îmbunătățire la amândoi. Abia aș o să văd decizia ta. Până atunci, Micuțu, părere. Da, da, exact ce ai zis, Adi, mi se pare că sunteți doi copii care s-au certat. S-au luat în bețe. Nu, și-au dat palme așa și s-au zgâriat, dar în același timp pare că ați făcut un pact înainte de Rose Battle, de bă, coaie, n-o dăm, dar după aia tot rămânem cei mai buni prieteni. Și v-ați tăiat la degetul mare, a spus sânge pe sânge. Dar nimeni nu știe asta. Bă, dar fără supărare. Fără supărare. Nici măcar, cred că au luat din unghieră și au pus așa să nu se taie totuși. Dar explică-mi, te rog frumos, râme la cur. A, nu, e o expresie pe care am auzit-o și mi s-a părut fan. Unde? În ce regiune a țării? Eu culeg... Galați. Galați? E de înțeles, da. Oamenii din Galați, lăsați vă rog în comentarii dacă ați avut vreodată... Am auzit-o eu și mi s-a părut pur și simplu fan. Deci tragi pe cur acum, nu e din Galați. Nu, din Galația am auzit-o, dar mi s-a părut funny când am auzit-o. Ok, Mădălin, tragi pe cur. De unde ar fi asta? Nu, da. Deci în mintea ta n-ai nicio explicație pentru râme la cur. Deci eu am un carnețel de expresii artistice. Lasă-mă un pic să văd. Zi, ai... A, o explicație pentru râme la cur? Pare că e o variantă mai proastă a persoanei cu care fac comparația. Mi s-a părut mie funny, nu știu. Se mai folosea în cartier și mi se părea funny. Dar ce înseamnă? Ce înseamnă? După cât timp de nespălat apar râmele la cur? Asta nu știu. Nu, dar erau, apar la cur sau se întâmplă să se intersecteze cu curul? La asta, man, care nămol la cur, nu? Bună asta! Bine. Sezonul 6. Ai nămol la cur? Atât, mulțumesc. Atât, perfect, vă mulțumim foarte mult. Puteți să lăsați microfonul. Eu aș mai avea o întrebare. Ce vă faceți dacă amândurora în același timp vă place de Denisa de la F? Cred că au trecut prin asta. Cred că așa au devenit cei mai buni prieteni. Da. Ți-o las, ba eu ți-o las. Da. Până la urmă, Denisa, știi ce? Ești gay. Ești gay. Denisa e homosexual. Ce bine ai zis, Eduard. Mulțumesc, Eduard. Aș avea o clarificare, totuși. Râmele sunt mănunchi sau colcă e la cur? Nu vreau doar să-mi formez foarte bine imaginea cu ochii minții. Că... Asta n-am întrebat, nu știu, nu. N-am întrebat. Să verifici dacă e ocazia. Dacă mai ești un prin Galați, poate întreb primarul. Dar pare că ai auzit-o odată și ți-a rămas în cap. Odată, cred că ai auzit. Bă, și nu ne-a rămas în cap. De mai multe ori? Jur, pe bune, da. Păi toți ăia de pe baltă o ziceau. Dar contextul nu l-ai auzit.
Tot în zona asta în care contextul l-am folosit. Înseamnă... Tot la răuzbete, dar nu mai știu ce, ce țară era. Tot în zona asta unei glumii și a unei comparații. Cum l-am folosit și eu. Nu știu, s-a părut mie fane. Nu te ceartă, nu te ceartă. Pula mea, lasă, dacă nu știa e. Da, exact cum am fane, simțim prost. Puneți, vă rog, microfoanele, vă rog, pe stativ. Și hai să începem cu domnul Dan Frânculescu. Care ar fi votul tău, domnul Dan? Iarăși mă pune să votez, aleg între, mai zic, cancer și leucemie. Doamne, mai ce ești, da? Doamne, mai început de leucemie. Da, păi, cred că o să merg pe băiatul ăsta care a scrijelit banca cu moneda. Prima glumă te-a dat pe spate, nu? Tentativa, da. Ai pornit cu mai multă energie, cumva. Și, da, tu pare că ți-ai scos puța primul la dirigintă. Da, nu, dar ai fost un pic și când zic un pic ăla cu 0-0-0-0-1, un pic, nu zic mai bun, un pic mai puțin prost. Ceea ce e suficient pentru... Sezonul 5. Mulțumim mult că te piști pe noi. Adrian Nicolae. Salut, din nou. La mine e egalitate perfectă. Și mai departe, pentru acea glumă care mi-a adus aminte de... Sunt tubiră, posatul meu prieten Dan Frânculescu. O să meargă mai departe Eduard Rădoiu din partea mea. Hai, că l-a ajuns mult pe micuțul. Domnul Cosmin. Votul meu merge la Eduard. Au. Na, cred că tu. La câtea... Rădoiu. Wow! Ok, trei voturi pentru Eduard Rădoiu care merge mai departe. Îți mulțumim frumos, Eduard Moise. Eduard Moise, ne vedem etapa următoare. Multă baftă îți doresc. Acum pentru toți oamenii din sală care la un moment dat s-au gândit să-i bage 25 de lei, că e o investiție bună în YouTube Premium, să nu mai aibă reclame și oamenii de acasă, bineînțeles. Momentul sponsorului! Exact! Exact! Ce se întâmplă la momentul sponsorului? Avem colțul Explorado, oamenii noștri de la Explorado, prietenii noștri, ghiciți ce vor face, vor da o boxă portabilă în această seară uneia dintre voi, din public. Ce trebuie să faceți e să vă gândiți, poate v-ați gândit deja că v-am anunțat înainte puțin, la o glumă de rău despre oricare dintre jurații noștri. Trebuie să vă faceți curaj la acel pupitru să spuneți la microfon gluma, iar cea mai bună glumă, decidem împreună cu juriul sau poate cu voi, vedem, suntem la primul episod, vedem pe parcurs, va câștiga boxa. Dacă sunt doritori, se pot apropia acolo de pupitru. Până atunci eu vă spun pe scurt ce box avem. Până la urmă avem o boxă interesantă. E o boxă de, ce mă pricep, vă zic, știți? E o boxă de 70 de W, omnidirecțională, adică 360 de grade, adică stau de toți vecinii când pui muzică, ca să nu existe probleme că unul aude mai tare. Pentru domnul Dan Frânculescu, în cazul în care o câștigați, e rezistentă la picături de alcool. Foarte bine. În cazul în care s-au pișat sau se mai întâmplă chestii. Avem oameni la doritori? Nu! Bun! Nimeni! Nici o glumă despre niciun jurat? Nimeni? Rămâne boxa mea? Hai, curaj! Copilul e la început și dacă nu sare nimeni să-l ajute în secunda asta, nu mai facem niciun căcat. Am mă, nimeni? O să zic eu? Am eu una despre micuțul. Una nouă. Nu mă, serios, nu e nimeni? Nu m-am gândit la asta. Despre cine ai? Tot de mine. E cineva? Bine! Înciupește premiul! Bun! E Mitran? No. Am crezut că e Drăcea, dar nu e. Nu, nu e Drăcea. Salut! Salut, salut. Am o glumă scrisă de mai devreme. Știți care e diferența dintre Frânculescu și Nicolae? Care? Frânculescu nu trebuie să se judece cu statul ca să demonstreze că e prost. Bravo! Oh, nice! Maestre! Știți? Fata cu potul. Gluma cu Cernavodă, amenzile. Da, da. Bravo, drăgulin trist! Bun, acum... Hai, momentan ai câștigat cablu. Deci, pentru numele lui Dumnezeu, dacă știftul ăsta câștigă o boxă de 15 milioane fără nicio concurență, știftul e gluma, nu tu, tipule, tu ești super ok. Opa, mai avem un om! Bine! Hey, nice! Salut! Bine, părinte! E... Te octist! E Zaga la Frânachis! Erați puțin! Erați puțin! Gata, iartă-ne. Bună seara. Salut. Eram în Italia și am văzut un cățel. L-am întrebat pe un tip al cui este și el mi-a răspuns micuțu. Atât am avut. Ok, tipilor, e foarte bine. E al lui, e al lui boxa. Și iartă-mă, ăla era știft? Până acum e bara, bara. Nu vă încurajează să mai încercați? Adică... Bă, mulțumim, Adrian Păunescu, revenit.
Da, încă un om ca să nu... Adrian mai Bănescu, avem... v-am avut. Este! Hei! Bună seara! Bună! Adi Nicolae, arăți ca și cum pictorul a vrut să desenez o broască. Eu arăt ca și cum pictorul a vrut să... Wacky, du-te un pic pe scenă! Mulțumesc. Da, mulțumesc, doamna Lili. A, se referă la ăla de pe Instagram. Să avem un om? Să nu. Ultimul? Da. Hai, da. Ultimul om, aoleu. Aplauze, vă rog, ultimul om de care intră în concurs în episodul ăsta. Da? E Costel, tată, e Costel. E Costel cu Ron Jeremy. Asta spun, sunt doi oameni într-un parpalac din care ăla de sus e Costel. Dacă tu ești micuțul, atunci eu sunt atrăgătorul. Bum! Bum! S-a mai făcut. Bravo. A făcut o tomă la un rost. Mamă, dar atât de... Deci m-am așteptat la foarte mult de la tine. Bă, poate aflai că-i fitul. Te-ai gândit la asta? Că se transducea? N-ar fi, n-ar fi. Ăștia au fost oamenii. E ok? Hai mă să mai vină. Mai intra peste el cu aia. Lasă să-și facă treaba. Bad habits. Dacă și asta e treabă. Ăștia au fost oamenii, toți patru? Vă vreți să votăm? Vreți să votați? Aplauze ei, de ce să ne pui aplauze, pe noi? Dar mai țin minte pe toți? Mai țin minte pe toți patru? Ok, hai să facem până aplauze. Primul om care a avut gluma despre Adrian Nicolae, cine ar vrea să câștige premiul această boxă? Ok, nicio șansă. Bun! Al doilea om care a avut glumă despre comparația între voi doi? Nu, a fost primul. Ăla a fost primul. Care a fost a doua? Cu mine... Aplauze pentru a doua glumă, morții mei! A, mine Italia. Italia cu Micuțu. Aia cu Micuțu. Părințelu. Aplauze pentru gluma cu Micuțu? Bun, așa merită. Bun! După a fost doamna pedicuristă. A doua pentru domnișoara care a avut curaj? Gluma cu... Ok. Exact, exact. Feminism. Gender equality. Și ultima despre gluma cu, nu, broscuța, care a fost ultima glumă, cea cu mustăciosului? Nu, broscuța a fost doamna, sunt așa mădălin. Asta am zis, ultima care a fost. De asta întrebai publicul dacă mai ține minte, că tu ești pilaf să-mi bat. Eu mă gândeam la ce mai e despre box asta și n-am zis. Deci ești la Rose Battle, nu dă mic. Și ultimul a fost cu comparația între Micuțu și urâțenia proprii. Bun. Ah, ce bun a fost. Și ultima glumă, cine ar vrea să câștige, să treacă mai departe? Da, problema cu Mădălin e că nu mai ține minte cât s-a aplaudat la fiecare. Ba da! Domnișoara cu broscuța a avut cele mai bune reacții. True? Așa da. Pare. Bravo, domnișoara! Domnișoara! Domnișoara cu broscuța... Ai, ești aici? Poți să vii să-ți o și... Aruncă eu! Ia mă, de aici, mă, prinde-o, bă! Poți să iei... Nu e foarte... Ei, scuze-mă, stai puțin, hai mai în spate puțin. Am greșit gluma pentru că am avut emoții. De fapt, era în felul următor. Nu strica, te rog, atât. Nu strica. Adi Nicolae era de parcă un pictor orb. A vrut să deseneze o broască. Trebuia să o lași. E și mai bună. Și în primul rând eu m-am băgat pentru că credeam că e aspirator. Aoleu. Bă, n-ai era să zic n-ai inimă. Ne spui și numele tău, te rog? Și un CNP, te rog. Hai, nu mai contează. Îți mulțumim foarte mult că ai câștigat. Asta a fost pauza publicitară. Trecem la runda 3, oameni buni, dacă sunteți pregătiți. Fără acordul vostru, sunteți oamenii mei. Trecem la runda 3? Asta voiam să aud. Aplauze gălăgie pentru runda 3. Unde avem pe Vlad Mare și Mirel Popinciu. Round. Fight. Salut, bună seara. Salut, bună Vlade. Seara. Bună seara. Vlad Mareș sau bara a doua la Miuța în orice grup de prieteni. E genul de om care atunci când dă o labă vorbește cu filmul porno și îl roagă să-l ia blând. Era clar că Mirel Popinciuc va avea o carieră de succes pe YouTube încă de la prima apariție. Acel clip când mama lui spune: spală-te bine la pulă, jegosule. Am văzut nostalgia unui... I-au lucit ochișorii, jur. Ce faci? Eu am crezut că e nevastă sa. A făcut fața aia de... Da, bă, așa rușine mi-a fost. Nici măcar nu era copaia noastră. V-
Vlad are și vibe-ul ăsta de rapper de comună care a crescut între curți. Arăs ca pietonul dacă era călcat pe trecere. Mulțumesc, Pepe, după Publi24. Există în Vanuatu un nene care n-are mâini, n-are picioare, n-are nici cuc și își mănâncă mucii, ceea ce îl face pe Mirel penultimul om. Vlad... Vlad Mareș sau Mediul Bastard? Pare că s-a culcat într-o seară la 16 ani și s-a trezit la 32 în aceleași haine. Mirel Popinciuc e acum un bărbat independent, își face singur de mâncare, își scoate singur alarmele de pe haine și își îndoaie singur metadona. Arăți de parcă până acum ai avut grijă de multe țestoase sperând să devină ninja. Doamne, maica domnului. Mirel e atât de unsuros încât taicăsul folosește ca prezervativ când fute alți bărbați în cur. De asta are și freza asta de căcat. Hai, mă, dar nu e așa, mă. Urt. E de căcat. Vlad Mareș, un bully pentru bătrâni și o victimă pentru copii. Arăs ca bandiții uzi din singure acasă, dacă erau și uzi și opăriți la cur în același timp. Mirel a început să facă și bani. Drept dovadă a venit aici cu Ferrari. Fierari. Acum nu vreau să zic că Mirel e țigan, dar cromatica lui dă blues prin lui Colțescu. Vlad se bucură mereu când vine Halloween-ul, că are un cap perfect de găurit și pus lumânări în el. Când își dă șapca jos, te cuprinde același sentiment ca atunci când deschizi o pungă de chipsuri și e 3 sferturi aer. Mulțumesc, Arsenie Moca. Cu plăcere, bă, muie. Un comeback de manual. Bă, băiatule, bă. S-a pișat pe noi. Mirel mi-a zis că dacă nu câștigă nici sezonul ăsta, nu mai vine la Rose Battle. Așa că, spre deosebire de grupul lui de heroinari anonimi, eu o să fiu cel care îl face pe Popinciuc să se lase. Arăți de parcă asculți CTC, dar la tine vine de la citostatice. Deși pare o jigodie abjectă, am avut ocazia să-l cunosc pe Mirel și e chiar băiat. Mirel e ca orice jet de spermă din Dristor din 1996 până astăzi. Dat în pizda măsii. E și un compliment. Ok. Eu n-am auzit cel puțin o glumă, că râdeam la alta. Sper că voi ați ascultat, ați auzit ca lumea. De asta suntem aici și nu acolo, Mădălin. Hai, domnul Adrian Nicolae, hai să te auzim. Mă bucur că a fost o înfruntare care a avut glume bune de ambele părți. Vă felicit pe amândoi, ați venit atât pregătiți cât și motivați. Sigur, motivația la voi doi se manifestă diferit. Vlad vine cu un soi de intensitate de, o să o spun, de crackhead, care da, acum asta e șansa mea până la urmă să jefuiesc magazinul ăsta. Și la Mirel, tipul lui de concentrare care mie îmi place de fiecare dată, el când intră în scenă e ca un tată care se duce să se cace la mare. Ați observat? Flop, flop, flop în papuci, așa, știi, n-are nicio treabă, am venit aici să mă cac, să rămână. Deci asta este... Mie mi se pare ca un tată care merge la o ședință cu părinții, dar ține cu fiusul. Păi nu e, că e prea relaxat. Păi tocmai. Păi nu, ăla se duce să se bată. În fine, nu contest. Da, scuze. Nu suntem aici să judecăm. Da, nu ne, da. Da, deci în orice caz a fost încântător să vă văd și vă mulțumesc pentru experiență. Mulțumim. O să o păstrez cu mine veșnic. Mulțumim foarte mult, da, Adrian. Pula, haide, da, Mirel, o plăcere să te văd ca întotdeauna. Mă bucur că ai avut o glumă bună. Este. Adică, nu bună, de wow. Deci aia cu țestoasele ninja mi s-a părut atât de spot on, absolut minunată.
Vlad, mi se pare că dacă mai mergi la un Rose Battle, o să fie acolo. La Rose Battle. La Rose Battle. Acum apărăm unde sunt. Dan. Bă, în sfârșit, un battle în care, efectiv, n-am simțit că are cineva un handicap. Și mă refer strict la glume. Da, chiar au avut glume de ambele părți. Evident, mi-a plăcut gluma cu țestoasele, pentru că am râs așa în leere, ceea ce e foarte rar. Și cred că e și primul din neamul tău care nu mai zice cestoasă, ceea ce e. Și la tine, Vlad, tot așa ai eșuat un pic în vulgaritate. Mi-a plăcut aia cu spalete la pulă. Din păcate, n-ai inventat tu chestia aia, știi? Doar ne-ai adus un pic în aceeași barcă, dar imaginea foarte mișto. Mi-a zis cu Mirel, ți-am zis, părea direct de acolo și ne-a spălat la pulă și tot ce trebuie. Mersi. Și mi-a plăcut energia. Mi s-a părut că ai avut energia, știți cum sunt peștișorii de la Fishpa care vă mănâncă unghiile? Așa, ai venit și ai dat. E foarte mișto. Da, bravo amândurora. Mulțumim, Dan, puteți să lăsați microfoanele. De acum vor vorbi doar ei. Și începem cu Micuțu. Da, votul meu merge la Mirel. Mirel, un vot. Mulțumim frumos. Dan Frânculescu. Nu o să fie suspans. Mi-a plăcut amândoi, dar merge la Mirel pentru gluma aia la care o să râd și probabil și mai încolo și mâine. Nu ți-e scris badiță. Da, și pentru mine gluma cu șobolanul de înțestoasele ninja a fost game breaker. Felicitări, Mirel, 3-0. Mulțumim frumos, îți mulțumim frumos de participare, Vlad, te mai așteptăm etapa următoare. Popiciu. Felicitări, Popiciu. Hai, du-te, și tu te descurci, morții mei. Hai, etapa următoare, iar Popiciu, poate ciupești banii de data asta. Asta a fost runda 3, oameni buni, mai avem o rundă și scăpați de noi. Cu YouTube vorbesc, că voi mai stăm, mai bem. Se parcă se vede Popiciu că acum întrebând, unde se dă bănuții? Runda 4. Vreau să primiți cu căldură, cu dragoste, pe Milena Vega și Ciprian Voiculescu! Round 4. Fight! Bună seara! Dacă avem treabă. Milena Vega vine din Timișoara. Este născută în zodia Pești cu ascendent în Mangaliță. Iar cea mai mare realizare a ei este că și-a pus media în clamidia. Ciprian Voiculescu, acest Shrek din Balcani, pare genul de căpcăun care își folosește ceara de ureche ca să facă statuete feminine, să aibă și el cu cine să încingă o horă. Mulțumesc, Marilyn Monroe, cu finețe de ghetou. Milena Vega știe că o femeie adevărată trebuie să fie curvă în pat și gospodină în bucătărie. Motiv pentru care motoul ei în viață este să iau două ouă. Cine-i Milena dintre voi? Aflăm la sfârșit. Da, două secunde. 1984? Orwell. Are și? Ciprian, când era la școală, în loc de diplomă primea ceafă de porc. În tabără era drept budrugă. Iar dintr-un motiv necunoscut își spune mogulul, deși el este de fapt ultima gură de poșircă din petul de bere, împărțit de boschetar și stins cu spirit. Stai, poți să mai ajungi de la... Milena Vega este artist tatuator, pentru cine nu știe, are bătut pe abdomen cabrona la Hefa. Ești cea mai bună dintre noi, da, tu, Milena Vega. Poți face artă chiar și din noroi, dar numai dacă seacă bega. Ți-ai tatuat pe burtă că-i acuza... Ți-ai tatuat pe burtă că-i acuza, deși n-ai burtă de bărbat, dar trebuie să spun că ți-aș buza, n-am mai văzut un Kaiser tatuat. Că ți-aș buza ăla... Domnul Cipi Cimpoi a încercat să participe la Șef la cuțite... Doar că din cauza transpirației putem spune că mâncarea lui este foarte uleioasă. Transpirația lui e atât de uleioasă încât cei de la McDonald's prăjesc cartofii prăjiți în ea. A, ca uleiul. Ca uleiul, nu? Cum ar veni, da. Prăjesc cartofii deja prăjiți în ea. Milena Vega, ai umor,
scuze, fără legătură cu tine, așa se cheamă emisiunea care ai fost. Te-au pus să ai atâtea bipuri pe buze, încât cred că următorul pas în cariera ta nu este unul de opener, ci de flafăriță. A prins-o, bă, să știi. Preean, singura dată când a primit el atenție în viața lui, a fost atunci când a început să fie căutat de justițiarul din Berceni. Unde știu eu gluma asta? Curent, da. Dacă nebunește juriu și te trece în turul 2, trebuie să spun, dragă Milena, nu vreau să fac pe Modestu, ca să ai șanse mai departe, scriu o glume pentru restul. Poezii, pula mea. Mare. Îmbrățișez carima, domnule. Și Preean, ca și profesie, este copywriter. El stă acasă pe calculator, în scutec. De fiecare dată când tastează ceva, calculatorul lui alege să-și dea shutdown de unul singur. Toate electrocasnicele lui Ciprian complotează în a se arunca în cad atunci când el face baie, în special prăjitorul de pâine. Doamne. Milena Vega, știi asta, mică, este atât de dornică de atenție și de validare, încât dacă îi dau o bășină, o îndrămează și și-o pune pe noptieră. Oh, shit! Asta e din Interbelic, din perioada Interbelic. Ciprian, ai suferit un transplant de inimă, e o operație grea și riscantă. Din păcate, mai ai nevoie de foarte multe operații ca să ajungi ceea ce-ți dorești tu să ajungi, comediant. A, că am pus punctul pe I. Hai că vezi acum rimă la comediant. Sexul anal cu Milena Vega. Sexul anal cu Milena de Vega. Eseu. Eseu. Da. E autorul, sex... autorul. Da, e sexul anal de Milena, cu Milena. De Elena Faragon. De ce mă strângi în curul tău? Da, mă! De asta ăștia doi sunt stagiari. Asta zic. De asta sunt stagiari. Sexul anal cu Milena Vega este ca emisiunea Surprize, Surprize. Începe cu te invit aici, nu vei regreta, continuă cu lacrimi de mulțumire și se termină când apare măsa după o perdea spunând am venit să iau două ouă. A, că e măsa. Da, era zis două ouă, așa. Bună. 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 Hei, ceau. Ciprian, de fiecare dată când merge la grădina zoologică, vizitatorilor le este permis să arunce mâncare prin gard. Ciprian e atât de țăran încât adună toți pufuleții aruncați în el de către copii și ia la pachet. Da, ne simți prost crescut. Bun. Altceva voiam să zic. Mai e vreo poezie? Nu. Bun. O fi gata? A. Eu, la mine e cam gata. Gata, da? Cred că au dat cam mai bun. Multe. Bun, hai să vedem. Aplauze pentru unchiul și nepoata tatuată care nu mai are voie acasă. Asta nu mai avea acasă, te-ai stricat la București. Sunt foarte curios, abia aștept să văd, începând cu domnul Adrian Nicolae. Să rămână, bună seara. Da, a fost neplăcut. Cu asta... Nu o să vă mint? De ce să vă mint? Deci a fost interferența între aia periculoasă din banda de motocicliști și ăla periculos de la Cenaclu. Bro, arată ca niște frați proaspăt căsătoriți. Deci domnul când a zis aia cu of, doamne, eu am crezut că începe dacă mi-ești prieten. Deci, acolo. Iar ea e artist tatuator și totuși, dacă poți să te întorci un pic spre dreapta ta, nu face o treabă foarte bună. Deși și-a desenat o săgeată unde să tatueze chestia, n-a nimerit-o. Deci este incredibil. Da. Da, la gluma Milenei, aia cu că el era premiat, primea carne în loc de o diplomă, o fleică, da, o ceafă de porc, și că în tabere era buturugă, asta spune mai multe despre școala aia. Nu da. Găsești? Era doar un gând, nu trebuie să... Da. Gluma aia a mai fost dată azi cu... Da, e un soi de convergență a sistemelor acolo la vârf. E trend. În același timp n-aveau de unde să știe, dar... De unde să știe copiii? Da. Zic, eu doar nu am depunctat-o.
Dar doar observam că mințile întunecate gândesc la fel. Asta e tot ce... De la Ciprian am apreciat gluma cu Mangalița. O să fie o bătălie în mintea mea pentru cine merge mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnule. S-a terminat, gata, știu. Dar nu sunt mulțumit, mai lasă-mă un pic. Nu trebuie să decizi acum, revin. Mai gândește-te că poate... Domnul Dan. Cât a fost o glume de căciulă? Nu mai știu. Cam așa, s-au simțit ca vreo 26, 28, așa. 3 glume, 7 poezii, morții, cine le mai ține? Multe cuvinte. În primul rând, maestre, în primul rând, mersi că n-ai scos o chitară la un moment dat. Că cred că mergeam într-o zonă foarte dark în seara asta. Ce să zic, na, așteptam să aud ce se întâmplă la un roast, ce ar trebui să auzim la un roast, na, creativitate, răutate, glume memorabile, construcții memorabile și nu prea s-au regăsit. Păi a fost și rima albă la un moment dat. Cuvinte, da. Aproape numai rima albă. Da, și nu sunt un mare fan al rimelor decât dacă sunt dublate de glume al dracu de bune. Altfel e un procedeu destul de facil. Adică trebuie să iasă bine să faci rime. Nu ca prostul la Deiminescu și mai zic mai acolo. Foaie verde, trei surcele mari și morții mătii Frâncu. Ai văzut aia cu curul ce frumos a legat. Da. Ce... Domnul Cosmin. Am simțit-o ca pe cunună deasupra. Domnul Voiculescu. Vă ascult, domnul Micuță. Nu Voiculescu. Lăsând mișto la o parte, eu apreciez faptul că ați venit în seara asta. Și asta cu rimele nouă ne provoacă de obicei, adică se ridică părul pe noi într-un mod negativ, că nu, adică dacă nu e o chestie cu adevărat amuzantă, cum au făcut colegii, nu e Andra care sunt, bine, ei sunt și, eu. Na, ei, na, ei sunt. Am terminat rime în 86 la clasa domnului. Da. Așa? Termină, te purzi de parcă avea rime în cur. Bă, Doamne, cum le construiești, Adică, hai înapoi, te rog. S-a închis cercul, vezi ce frumos? În Galați acum o vrăbiuță cântă. Și ca să termin, domnul Voiculescu, asta, dacă puteți pe viitor să evitați rimele, ar fi absolut minunat. Mulțumesc. Iar pentru domnișoara sau doamna? Domnișoara Vega. Marco ăsta aici, pe stânga. Să mai fac. Am de acoperit-o. Am de acoperit munții. Ai încercat să fii rea și amuzantă și n-ai reușit să fii nici una, nici cealaltă. V-ați prins, domnul Voiculescu? Prins de microfon aici. Păi nu, ai încercat să fii rea și amuzantă și n-ai reușit să faci niciuna, nici cealaltă. Rim. Da. A, nu v-ați dat seama că e rimă, corect, că chiar rimează. A încercat să vă demonstreze cât de bătrânesc, exact, pare procedeul asta, cred. E, da, în fine. Bă, gata, da. Mă, și ce vă lăsați? Puteți să lăsați microfoanele? Ce, nu vă plac? Da, mă, gata, mă, a venit domnul, v-a prezentat. Hai să începem cu domnul Micuțu. Cu cine ați merge mai departe? Da, ciudat, dar voi merge votul meu. Ia. Și cred că s-a mai auzit asta în România, merge la domnul Voiculescu. Frumos, bă. Mare. Frumos. Domnul Adrian Nicolae. Eu voi merge cu doamna Milena Vega. Tensiune. Cu condiția să-și găsească un alt tip pe viitor de a interpreta glumele în loc de această pisicială care devine foarte repede anostă. Aluzii peste aluzii în interpretarea unei glume. Zi-o, domnule. Mulțumesc. A fost aia, băi muie. Hai să aplaudăm, că e prima dată când simt și o tensiune în suflet. Domnul Frânculescu! Ce aveți de... Aveți pe umeri o foarte, soartă. Foarte greu de ales după aveți acest... Aveți un operat pe inimă, încă un operat pe inimă. Sunteți trei aici! Îmi pare rău. Avem... e foarte greu, pentru că a fost un recital de glume fantastice la care am asistat. După îndelungi dezbateri lăuntrice, o să merg cu doamna Ciprian Voiculescu. Oh! Mulțumim foarte mult, Milena, mulțumim foarte mult că ai participat. Ciprian, ne vedem etapa următoare, super, încă un operat în stand-up. Hai!
S-a auzit huă din sală, Frânculescu. Ăsta a fost episodul Oameni Buni. Vă mulțumim foarte mult că ați fost aici în sală și a susținut chestia asta. Aplauze pentru jurații mei care mi-au fost alături. Nicolae și Frâncu, ne vedem episodul următor. Micuțu, mulțumim foarte mult pentru prezență. Mulțumim oamenilor de acasă care ne-au urmărit. Mulțumim sponsorilor Explorado și Vlad Casino, care, by the way, Vlad Casino oferă 500 de euro ultimului slăban, pe care voi puteți să-l votați chiar acum. S-a deschis un poll în secțiunea de community pe YouTube la The Full, unde puteți să-i dați unuia dintre ei senzația că e cel mai slab, dar are și 500 de euro. Puteți să intrați chiar acum, start vot și vă rog dați un like, un share, să ajute la un comentariu. Bătrânul Adrian Nicolae domnul Adrian Nicolae nu știa să vă spună, dar hai să ducem roast-ul trending. Vreți? Asta a fost seara, vă mulțumesc foarte mult, ne vedem etapa următoare, episodul 2!